Un meci cu implicații majore în lupta pentru evitarea retrogradării s-a jucat sub tâmpa. FC Brașov a deschis scorul după un sfert de oră din meciul cu Poliaș prin Surdu și se părea că are situația sub control. Însă gruparea moldavă a revenit spectaculos în screen de două ori în 8 minute. Miclea în minutul 27 și Toma în minutul 34 au adus liniștea printre suporterii brașoveni. Repriza secundă a însemnat un asediu permanent la poarta eșenilor, însă Arcanu a fost providențial la lovitura de cap a lui Pârvu. În minutul 70, Dani nu a nimerit poarta din poziție excelentă, iar 9 minute mai târziu, Brujan a trimis în transversală.